ai înviat din morți sau nu? Te-ai născut duhovnicește sau nu? Ești născut din nou sau nu? Ești condus de Duhul lui Dumnezeu sau nu? Pentru acest lucru este dată biserica ca să crești în unitatea credinței și nu în supărări, păreri proprii, nu în ascultarea diversilor vorbitori. Ce fel de biserică poate fi dacă în ea s-au adunat toți cu păreri diferite? Eu ascult de unul, iar eu ascult de altul, iar eu de cutare și fiecare are părere proprie. Ați găsit așa ceva în Biblie? Aceasta nu mai este biserica lui Isus Hristos. Biserica lui Isus Hristos are cap, are un centru. Amin. Un singur Domn, un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur Duh, un singur botez. Aceasta este biserica lui Isus Hristos. Atunci creștem. Pentru acest lucru este dată biserica. Este o taină pe care mulți nu o pot vedea. Ei văd trupul. Pastorul este trup. Și restul tot trup. Dar cum să te poți lămuri? Acest lucru este o taină. Ați înțeles? În spatele acestui trup, Dumnezeu a ascuns această taină. Ea este ascunsă. Hristos este în noi și noi suntem în El. Mulți oameni sunt undeva departe, toată viața sunt în Antichrist, spun că învierea va fi cândva, că împărăția lui Dumnezeu este undeva departe, dar toate există deja. Iar Antichristul nici nu ar trebui să te intereseze în mod deosebit. Nu ai observat că Isus a vorbit despre El doar în Apocalipsă? Iar în Evanghelie nu se prea vorbește despre El. Dar despre cine vorbea Isus? despre diavol, despre satan. Iată care este problema. Antichristul este marioneta a lui satan. De aceea Isus nu vorbea despre antichrist. A arătat lucrurile în Apocalipsa și a prezentat această cronologie. Însă a învățat și a arătat problema de bază, satan și diavolul. Împotrivitorul, cel mândru, clevititorul, mincinosul, și a spus că dacă aveți aceste lucruri, atunci sunteți copiii diavolului? Aici este problema și nu în Antichrist. Ce putem vedea dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, ultimele versete? Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică Avram, Isaac și restul n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Toți acești oameni neprihăniți nu au ajuns la desăvârșire. Au fost oameni ai credinței. Tot în Cartea Evrei, capitolul 12, Pavel ne descoperă lumea duhovnicească și scrie, ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de citatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți. Isus este Cel întâi care a înviat din morți. Aleluia! Și dacă ne-am unit cu El, atunci primim dreptul de întâi născut de la Domnul. Amin! Dacă suntem trupul Lui, biserica Lui, atunci suntem biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor de duhurile celor neprihăniți, sunt cei care au fost înainte de venirea Lui Hristos. Duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți de Isus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Pavel ne arată că în timpurile lui, cei neprihăniți, până la venirea lui Hristos, nu au ajuns la desăvârșire. Ei au crezut în Dumnezeu, în orașul ceresc, însă nu au ajuns la desăvârșire. Iisus ne arată în Luca, capitolul 16, când vorbește despre omul bogat și despre Lazar, despre iad, și acolo este o prăpastie în mijlocul pământului, și este sânul lui Avram, locul unde erau cei neprihăniți, și Iadul, unde erau cei păcătoși. Isus ne arată că cei neprihăniți erau în centrul pământului, în sânul lui Avram, unde era o prăpastie care dispărea de Iad ei nu au ajuns la desăvârșire. Înțelegeți ideea? 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Atunci când ai înviat de morți, trăiești deja cu împărăția lui Dumnezeu, ea este în tine. Aceasta este casa ta, ești cetățean ceresc, nu al Instagramului sau al altui păcat. Minte legată. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Acesta este un cort, iar în cort sunt eu. Ca la Adam. A fost un cort din lut. Iar când Dumnezeu a suflat Duh în el, suflare de viață, cortul a prins viață și a devenit suflet viu. Dar când a venit sufletul? Împreună cu Duhul a venit și sufletul. La fel este și cu acest cort. Duhul iese, iar împreună cu el pleacă și sufletul. De aceea, în fapte, capitolul 2, este scris că Dumnezeu nu a lăsat sufletul lui Isus în iad, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. La fel și în 1 Petru 3 cu 18 scrie că atunci când Isus a fost omorât, a coborât prin Duhul în locuința morților, ca să propovăduiască. Vedem că Duhul și sufletul lui Isus au fost în iad, când el a fost omorât. Sufletul mereu va urma Duhul, dar se pune întrebarea: este Duhul tău viu sau mort? Despre acest lucru scrie și Pavel. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Ești pregătit? Când acest cort se va desface, vei ieși și unde vei merge? Jos sau sus? Răspunsul vine dacă ai înviat din morți sau nu. Te-ai născut duhovnicește sau nu? Ești născut din nou sau nu? Ești condus de Duhul lui Dumnezeu sau nu? Pentru acest lucru este dată biserica ca să crești în unitatea credinței și nu în supărări, păreri proprii, nu în ascultarea diversilor vorbitori. Ce fel de biserică poate fi dacă în ea s-au adunat toți cu păreri diferite? Eu ascult de unul, iar eu ascult de altul, iar eu de cutare și fiecare are părere proprie. Ați găsit așa ceva în Biblie? Aceasta nu mai este biserica lui Isus Hristos. Biserica lui Isus Hristos are cap, are un centru. Amin. Un singur Domn, un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur Duh, un singur botez. Aceasta este Biserica lui Isus Hristos. Atunci creștem. Pentru acest lucru este dată biserica. Este o taină pe care mulți nu o pot vedea. Ei văd trupul. Pastorul este trup și restul tot trup. Dar cum să te poți lămuri? Acest lucru este o taină. Аз поймете? В затыле этого трупа Бог Аскл ⁇ а часто тайна. Она скрыта. Христос есть в нас и мы являемся в Нем. Аллилуйя! Вот почему мы должны стым Аллилуйя! Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Sunt deja scris acolo, pentru că am înviat și am nemurirea în Isus Hristos. Păcatele îmi sunt iertate, pentru că am murit împreună cu Hristos. Amin. Al doilea verset. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Pavel spune că este pregătit să meargă acolo. Și noi, când deja suntem obosiți, suntem gata, pentru că știm unde ne este casă. Este cu mult mai bine să fii cu Domnul. Negreșit! Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de El. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Amin! Să fie înghițit de viață! Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Iată pentru ce am fost creați. Ca să decidem. Suntem copiii lui Dumnezeu sau nu? Cine hotărăște acest lucru? De aceea trebuie mai mult să propovăduim și să vestim, să oferim această șansă oamenilor ca fiecare să poată să facă alegerea. Este porunca Domnului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Cât suntem aici, pribigim, Dar când Duhul va ieși din acest cort, ca la Isus, atunci vom merge la Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a dat viață, ca să ne hotărâm. Toate acestea sunt o taină. Nu se văd cu ochiul liber. Dacă ar vedea din prima, ar crede în Hristos. Trupul s-ar transforma și omul s-ar înălța la cer, ar învia. Atunci toți ar vrea. Dar ar mai fi credință în aceste lucruri? Nu. Ar fi fost doar ceva profitabil. De aceea a fost o taină care a fost ascunsă și cu venirea lui Isus Hristos a început să se descopere, iar apostolii au fost martorii care au fost chemați și au propovăduit-o și descoperit-o. Hristos și biserica reprezintă această taină, iar prin biserică se descoperă lucrurile, cum este scris în Efeseni 3 cu 10 responsabilitatea este a bisericii. Iar dacă tu nu dorești să faci acest lucru, nu prea am chef să fac, sunt atras mai mult de jocuri, de bloggeri, de filme, de păcat, de orice. De ce ești atras de altceva? Pentru că tu nu faci parte din biserică. Dacă faci parte din biserică, dacă ai murit împreună cu Hristos, ai înviat și ai primit nemurirea, căci te-ai născut duhovnicește, înțelegeți? Oare mai poate ceva să te atragă dacă Hristos este capul tău? Nu! iar dacă ești firesc un prunc cum sunt unii care se află doar la nivelul informației au un creștinism doar la nivelul informației și nu au putere nu au murit împreună cu Hristos au făcut doar un ritual s-au botezat dar botezul înseamnă scufundare, înseamnă să te scufunzi în moartea lui Isus Hristos, să devii liber de păcate, de această lume, să devii curat și să trăiești în continuare pentru Dumnezeu. Să învii împreună cu Hristos. De aceea ne gândim la lucrurile de sus. Aleluia. Doamne, ajută-ne în numele Lui Isus. tot cei care ascultă, fiecare să învie, ca tot cei morți duhovnicește să învie, tot cei care dorm în numele Lui Isus să învie pentru viață veșnică și să primească nemurirea și viața veșnică în Isus Hristos. Amin. Slavă Lui Isus Hristos!